Salutare! Acesta este un video foarte important și o să am nevoie de ajutorul vostru. O să discutăm despre programul Rabla Plus. După cum bine știți, pe data de 1 septembrie s-a deschis a doua sesiune de depuneri pentru programul Rabla Plus. Am încercat să depun și eu un dosar pentru persoană juridică, nu am reușit să obțin finanțare, la fel cum s-a întâmplat cu multe alte firme din România. Am identificat o serie de probleme, am primit foarte multe mesaje de la voi, prin screen-uri, mesaje cu problemele pe care le-ați întâmpinat. Am discutat și cu companii de consultanță care s-au ocupat cu depunerea de dosare în programul Rabla Plus și am creat acest document. E un document care conține informații despre buget, avem aici un tabel, probleme întâmpinate în a doua sesiune, propuneri pentru 2023 și aici este o întrebare foarte importantă dacă poate fi organizată o a treia sesiune de depuneri pentru persoane juridice și propuneri pentru 2024. Un video foarte important. Am avut o întâlnire cu Ministrul Mediului, cu domnul Mircea Fechet, în care i-am prezentat aceste informații. O să vă prezint și vouă exact tot ce am discutat cu Ministrul Mediului și aici intervine ajutorul vostru. Vreau să vă spuneți părerile despre, pe de o parte, despre propunerile pentru 2023 și 2024 și vreau să spuneți care a fost experiența voastră în a doua sesiune de depuneri. Dacă ați încercat să depuneți un dosar, dacă ați reușit, cum ați făcut, iar dacă nu ați reușit, ce s-a întâmplat. Vreau să fie un video constructiv în care nu ne limităm doar la a critica instituțiile de stat, ci venim și cu propuneri de rezolvare a problemelor. Pentru că aș fi putut să fac un video în care prezentam doar problemele și atât. În schimb, am ales varianta să strâng toate informațiile, să încerc să obțin o întâlnire cu responsabili din minister și din alte instituții și să prezint aceste probleme și o serie de propuneri. Așa că, haideți să fim constructivi, să vedem dacă putem obține ceva. În primul rând, haideți să vedem care au fost problemele în a doua sesiune. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu programul Rabla Plus, pentru persoane fizice, ce trebuie să faci este să mergi cu niște documente la dealer și dealerul se ocupă de toată povestea asta cu Rabla Plus, îți depune dosarul, îți înregistrează mașina pe care vrei să o casezi și așa mai departe. Deci nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să intri în contact cu AFM. Mergi la dealer și dealerul îți va spune toată procedura. Pentru persoane juridice lucrurile stau diferit. Trebuie să depui tu dosar pe site-ul AFM. Trebuie să depui o cerere și câteva documente. 4 documente. Nimic complicat. Tot secretul depunerii la Rabla Plus este acea cerere de finanțare. În prima sesiune, și acum o să trecem la prima problemă, o problemă importantă, a fost cererea de finanțare. Și o să vedeți de ce. În prima sesiune, cererea de finanțare a apărut pe site-ul AFM în momentul în care s-a deschis programul. Adică dacă voiai să depui, la ora 10 îți apărea în sistem, în cont, descarcă cererea de finanțare. Descărcai cererea de finanțare, o completai, o încărcai împreună cu documentele, cu acele 4 documente. Și asta era toată procedura. Acel PDF, interesant și important de spus, acel PDF este un PDF inteligent, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare, care îți calculează automat suma pe care urmează să o primești. Adică tu spui acolo câte mașini vrei să-ți cumperi, câte mașini o să casezi, care e vechimea mașinii și automat îți calculează suma de care poți beneficia. Când încarci în sistem PDF-ul, sistemul citește suma respectivă și o scade din bugetul total disponibil. Așa că în momentul în care se încarcă suficient de multe PDF-uri și suma lor depășește sau atinge pragul de finanțare, se oprește programul de finanțare. E bine, așa s-a întâmplat în prima sesiune, a durat cam 2 ore, dacă nu mă înșel, oricum, cu siguranță a durat mai mult de o oră și e important timpul ăsta, deci a durat mai mult de o oră ca oamenii să descarce cererea, să o completeze, să o încarce și așa mai departe. După care, după terminarea primei sesiuni, a dispărut butonul de descarcă cerere pentru finanțare. Deci dacă n-ai participat în prima sesiune de finanțare și intrai, să zicem, pe site-ul AFM în luna iunie, iulie, august, să-ți făceai cont, nu aveai un buton prin care să poți descărca cererea de finanțare. Și de ce este important? Chiar dacă programul era închis, da, urma să deschid o altă sesiune în luna septembrie, în luna septembrie s-a folosit cererea din prima sesiune. Deci, practic, cei care au știut, firmele de consultanță, niște băieți care au aflat informația asta, că se va folosi cererea din prima sesiune, și au descărcat niște cereri, au făcut rost de ele, cine știe cum, mai puțin mă interesează lucrul ăsta, au făcut rost de acea cerere, au completat-o dinainte și când s-a deschis programul în septembrie, ce să vezi, au intrat foarte multe cereri deodată în primele minute. N-aveai timp să completezi o cerere în timpul ăla. Iar firmele care au venit între cele două sesiuni, evident că au făcut procedura de care vă spuneam. Au descărcat cererea, au completat-o și când au dat să o încarce în sistem, evident, fondurile erau epuizate. Și atunci au început întrebările. Până acum reușiți voi să completați cererea aia într-un minut, că fizic nu ai timp să o completezi sau în 3 minute. Ei bine, aici a fost o lacună în sistem. AFM putea foarte ușor să pună
pe cererea din luna septembrie, V2, să spunem, da, versiunea 2, și toată lumea descărca cererea în același timp, o completa și așa mai departe. Cine a fost avantajat? Ei bine, cei care știau că se va întâmpla lucrul ăsta și firmele de consultanță care depuneau pentru mai multe firme și dacă aveai 10 calculatoare cu 10 oameni, cu 10 cereri gata completate, evident că aveai un avantaj. Și am auzit de multe ori, păi da, dacă n-ai vorbit cu o firmă de consultanță. E bine, vă spuneam că am discutat cu firme de consultanță, nu e nimic. Nu e niciun fel de consultanță să ai 10 calculatoare cu 10 oameni. Nu e vreo inginerie, nu e vreun proiect european la care ai nevoie de un consultant să-ți facă un business plan. Da? Este o șmecherie tehnică, dacă vreți. Și un avantaj nedrept față de cei care au încercat, sau cei care au fost corecți, să spunem așa. Deci s-a creat un avantaj nemeritat pentru anumite persoane care au știut și pentru firmele de consultanță, între ghilimele, aș zice firmele de depunere. Da? Pentru că nu e consultanță, e depunere de dosar. Asta a fost prima problemă și destul de gravă. Mi-a spus cineva la un moment dat pe un grup, păi de ce n-ai întrebat și tu aici cum se întâmplă? Că ți-am fi spus noi, că s-a auzit. Îți dădeam și modelul de cerere. E bine, eu nu vreau să apelez la nimeni. Eu nu vreau să mă folosesc de niște informații pe care le am eu în plus față de ce este publicat oficial pe site-urile instituțiilor de stat. Nu vreau un avantaj, nu vreau să știu un băiat, nu vreau să fac o combinație. Vreau ca informațiile să fie clare și egale pentru toată lumea pe site-ul AFM. Și dacă cineva depune un dosar înaintea mea, pe bune, pentru că s-a mișcat mai repede, a completat mai repede cererea, nu contează ce a făcut, atunci bravo lui, merită să ia finanțare. Dar asta a fost o problemă. I-am prezentat ministrului problema asta. Evident că nu se pune problema de anularea celei de-a doua sesiuni de depunere, evident. Pentru că a fost o lacună în sistem, oamenii nu au făcut nimic ilegal, ci doar au avut așa un pont. A fost un șmen, ca să-i spunem așa. Mai ales că pe site-ul AFM, atenție, era și o informație, am trecut aici cu roșu, a văzut și domnul ministru, spunea așa, trebuie utilizată ultima versiune a cererii de finanțare disponibilă în pagina curentă. Ăsta era mesajul pe care ți apărea în momentul în care voiai să te înscrii la a doua sesiune. Adică dacă cumva aveai cererea din prima sesiune și nu erai sigur dacă e aia, erai tentat să o descarci pe cea de-a doua, pe cea din septembrie, care de fapt era aceeași. Deci un mesaj confuz exact ca să îi ducă în eroare pe cei care ar fi putut să afle în mod nedrept de acest șmen. Deci, atenție, poate să spună oricine că a fost o scăpare de sistem. Și, ok, nu pot dovedi. Dar eu rămân 100% la părerea mea că nu a fost o scăpare de sistem, a fost o chestiune intenționată, făcută de niște angajați de la AFM, și aici se oprește discuția. Că nu poate fi dovedită, mai puțin important, nu mă interesează lucrul ăsta. Bugetul poate fi în schimb dovedit. Acolo e o problemă mai mare. Ei bine, pentru că a fost o avalanșă de cereri în primele minute, au fost și o serie de erori. Depuneri multiple, adică am primit de la voi, prin screen-uri, nu pot să le arăt pentru că sunt niște firme și m-au rugat să nu arăt informații despre firmele lor, dar vă spun, am dovezile, sunt pe calculator, dacă cineva o să dorească să le vadă vreodată. O parte dintre utilizatori au depus un dosar și au apărut mai multe dosare în cont. Probabil că au blocat bugetul pentru, vă dați seama, mai multe mașini, așa mă gândesc. Au fost numere de înregistrare peste numărul maxim de dosare, 686. Au fost numere de înregistrare mai mare decât numărul total de dosare care apare că s-a depus pe site-ul AFM. La finalul sesiunii a apărut număr de dosare depuse, 686. E bine, eu am văzut numere de înregistrare mai mari de 686. Bun, astea sunt probleme tehnice, sunt erori. În discuția cu domnul ministru am spus, înțeleg că pot exista erori, da? Ok, trebuie clarificate, dar înțeleg că un soft în anumite situații, dacă este supra-solicitat, poate genera niște erori. Nu mă interesează atât de tare subiectul ăsta. Cererea mă interesează și bugetul. Și hai să trecem la buget, că aici e o parte super interesantă, înainte de propuneri. Da? Bugetul publicat pe data de 20.03.2023, la începutul programului, a fost următorul, o să vă pun tabelul pe ecran, voi uitați și voi, mă uit și eu, persoane juridice, 200 de milioane în prima etapă, 100 de milioane în a doua, persoane fizice 300 de milioane cu 100 de milioane în a doua etapă și instituții publice 46 cu 34 de milioane. După prima etapă de depuneri, bugetul la persoane juridice din cei 200 de milioane s-au consumat 173 de milioane, au mai rămas 27. La fizice din 300 de milioane s-au consumat toți banii, au mai rămas 0. La instituții publice din 34 au mai rămas 11 milioane. E bine, pentru cineva neavizat, să spunem, care nu știe procedura de depunere, ar putea să spună cu ușurință, și vreau să elimin argumentarea asta, ar putea spune cu ușurință, păi, vedeți aici, buget nefolosit, 27 de milioane la persoane juridice, păi, ar trebui să luăm bugetul ăsta să-l ducem în altă parte, nu, ca să fie folosit.
Bugetul ăsta a rămas nefolosit din cauza procedurii de depunere. După cum vă spuneam, persoana juridică încarcă acel PDF care blochează banii și niște documente. Dosarul nu este verificat în momentul respectiv. Urmează să fie verificat de angajația FM. Dar bugetul este blocat. Așa că 27 de milioane, aproximativ 10% din buget, reprezintă dosarele care au fost greșite. Fiscaluri care nu erau pe zero, documente atașate greșit, cereri completate greșit, cine știe, dar diverse probleme. Deci nu e că nu am avut cereri la persoane juridice, ci au fost niște dosare respinse și pe bună dreptate. Și aici am o propunere cum poate fi rezolvată situația asta. Și au mai fost și persoane juridice care nu au folosit, adică au blocat banii, au primit ok pe dosar, dar nu au folosit dosarul respectiv ca să cumpere o mașină. Au fost și situații de genul ăsta. Nu știu, n-am informația dacă în acești 173 de milioane, atenție, sunt incluși și cei care nu au folosit notele de înscriere. Nu știu, dar cu siguranță, ce a rămas aici, cu siguranță sunt cei care au greșit dosarele. Deci nu că a fost o cerere prea mică la persoane juridice. Dimpotrivă, la persoane juridice, vă spuneam, s-a terminat bugetul într-o oră, două, iar cei 300 de milioane, țineți-vă bine, la persoane fizice s-au consumat în vreo două luni, trei luni, nu știu. A fost buget practic aproape mereu. Dacă voiai să-ți cumpere o mașină pe persoană fizică, era buget mereu la Rabla Plus. Doar spre finalul, spre septembrie se terminase, cred că prin august. Nu mai țin minte exact date, dar vorbim de săptămâni, de luni. Deci cererea este mult mai mică la persoane fizice decât la persoane juridice. La fel la instituții de stat, probabil că procedura de depunere e similară cu persoanele juridice, deci 11 milioane ce vedeți aici sunt de fapt dosare greșite. Haideți să vedem ce buget am avut noi pentru a doua sesiune, că asta e interesant, o să pun tabelul pe ecran. Te-ai aștepta ca în a doua sesiune să ai așa, dacă știi cum funcționează sistemul, la persoane juridice ar trebui să avem 100 de milioane și eu spun, plus 27, bugetul nefolosit din prima, da? Logic. Și ar trebui să avem 127 de milioane și am avut 83, 468, 500. Deci nici măcar n-am avut 100 de milioane. Deci pe lângă banii aia care nu au fost mutați în a doua sesiune, s-au mai luat și alți bani de la aceste IMM-uri. Deci în total un minus de 43 de milioane 531 și mai departe. La persoane fizice, cu toate că cererea a fost mai mică, bugetul s-a consumat mult mai greu, avem un plus de 55 de milioane și un minus la instituții publice de 11 milioane 680. Știți ce mi-a atras atenția foarte tare? Că la persoane fizice avem o sumă, pentru că mutarea s-a făcut pentru persoanele fizice. La persoanele fizice avem o alocare foarte specifică. E ca și cum cineva ar fi cerut. Vrem 155 de milioane la persoane fizice și au luat oricât a fost nevoie de la instituții publice și de la persoane juridice. Vedeți, la persoane juridice e o sumă foarte specifică, 500 de lei, da? 83, 468, 500, ca să ne dea o sumă rotundă la persoane fizice. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? E bine, nu avem un răspuns. La această întrebare trebuie să răspundă președintele AFM, pentru că el a luat această decizie cu două zile înainte de a doua sesiune, 29 a 8-a 2023. Mi se pare nejustificat. Atenție, ce v-am prezentat până acum sunt informații certe, cu probleme, cu cereri și așa mai departe. Certe, 100%, sunt ușor de dovedit. Aici, deja de ce a fost modificat bugetul, trebuie să spun că pot să-mi expun niște păreri. Dacă vorbim despre ce cred eu acum, este destul de grav, așa că o să mă abțin. O să mă abțin să fac presupuneri legate de cine a solicitat, a făcut lobby, a ordonat să se mărească bugetul la persoane fizice. Domnul președinte AFM trebuie să ne răspundă foarte clar la această întrebare și să nu vină cu argumentul acela de care vă spuneam, că nu a fost consumat bugetul la persoane juridice. Pentru că nu stă în picioare. Deci cineva trebuie să dea răspuns. N-avem răspuns. Și acum trecem la propunerile. Ce am propus domnului ministru Mircea Fechet? Propuneri pentru 2023. Organizarea unei noi sesiuni de depuneri pentru persoane juridice. Bugetul pentru o nouă sesiune ar trebui să fie compus din bugetul neutilizat în prima sesiune plus bugetul neutilizat în a doua sesiune, pentru că vor fi dosare greșite, vor fi erori de sistem, plus suplimentarea din alte programe unde nu au fost utilizate fondurile. Aici ar trebui să vină ministerul cu niște soluții. Deci care ar fi un potențial buget pentru a treia sesiune? Ei bine, 43.531.000, ce a fost mutat în ultima secundă de către domnul președinte al AFM, plus o valoare, plus dosarele respinse în a doua sesiune. Eu aș spune că ar trebui să fie undeva la 50-60 de milioane de lei.
Sistemul informatic, deci acesta este bugetul, da? 50-60 de milioane de lei. Sistemul informatic să permită depunerea dosarelor peste bugetul alocat la persoane juridice. Peste limita de 100% a bugetului se vor depune dosare, cum menționat, dosare fără surse de finanțare. Adică avem 100 de milioane de lei, acceptăm dosare în valoare de 150 de milioane de lei, să spunem, da? Sau 120 de milioane de lei, pentru că știm că 10% oricum vor fi greșite. Și atunci când identificăm un dosar greșit, îl dăm deoparte și luăm pe următorul. Foarte simplu mecanismul, da? Adică cred că îl înțelege toată lumea, nu trebuie explicat. 2. Cei care nu folosesc acele vouchere. Nu înțeleg de ce, asta a fost o concluzie de fapt pe care am tras-o după discuția cu domnul ministru. Deci, pe de o parte ai dosarele greșite, și e clar, dai banii mai departe, și neutilizarea celor note de înscriere. Adică firme care au depus dosarul, este corect, a fost aprobat, dar nu se duc să-și ia mașină. Ei bine, mi se pare 2 luni că e o perioadă destul de generoasă ca să te duci să-ți înscrii dosarul la dealerul tău. Pentru că, în principiu, dacă depui la Rabla Plus, înseamnă că știi că vrei să-ți iei mașină electrică. Nu faci, nu te documentezi după ce iei dosarul. Te documentezi înainte, vezi ce mașini sunt în piață, ce ai vrea să-ți cumperi și apoi depui dosarul la Rabla Plus. Deci perioada în care firma ar trebui să hotărască ce dealer să-și aleagă, ar trebui să fie mult mai mică. Te duci și ți scrii nota de scriere în, nu știu, în 30 de zile, mult mai puțin. Dacă nu faci lucrul ăsta, deci dacă nu te duci la un dealer să te înscrii, e bine, pierzi bani. Poți mări perioada după ce te-ai înscris la un dealer, poți mări eventual perioada în care primești mașina de la dealerul respectiv. Adică, ok, tu ți alegi dealerul în 30 de zile și el are voie să-ți aducă mașina în jumătate de an. Asta n-ar mai fi o problemă, pentru că știm că banii au fost alocați. E o chestie care merită discutată, să știți. Și bineînțeles, propuneri pentru 2023, într-o eventuală sesiune V3, să existe cererea de finanțare disponibilă în același timp pentru toate persoanele juridice. Înainte de depunere sau după depunere, cum dorește AFM. Aș recomanda să fie un V3, da, o cerere V3, o altă cerere, pe care toată lumea s-o descarce în același timp. Vă spun că dacă ar aloca AFM-ul undeva la, vă spuneam, 50-60 de milioane de lei, nu va fi așa mare bătălie, pentru că ce s-a întâmplat? Multe persoane juridice cu care am discutat s-au mutat pe persoane fizice și foarte complicat pe firmă. Adică, în loc să cumperi cu banii din firmă, trebuie să scoți banii din firmă, să te decapitalizezi, să plătești impozii pe dividende, când tu de fapt vrei să folosești mașina la firmă și s-au mutat pe persoană fizică. Acum când înregistrez acest video și este și ziua în care public acest video, pe site-ul AFM, nici n-are sens să intru, sunt peste 40 de milioane de lei neutilizați. Deci ca să vă dați seama, după ziua de depuneri de vineri și după primul weekend erau peste 50 de milioane disponibili la persoane fizice. Deci nu s-a îngrămădit nimeni la persoane fizice. Și apoi bugetul a început să scadă foarte încet, cu câte 2 milioane pe zi. Deci uitați-vă aici la buget. Mai pun o dată bugetul. Deci ia, ghiciți cât au fost suplimentați la persoane fizice? 55 de milioane. Incredibil. Un alt lucru, deci acestea sunt propunere, un alt lucru pe care l-a spus și tot legat de buget, pe care l-a spus și domnul ministru și cu care sunt de acord, dacă e să ne gândim la impactul asupra mediului, aș fi interesat mai degrabă să am mai multe fonduri la persoane juridice pentru că mașinile de firmă sunt alea cele mai folosite, da? Alea sunt mașinile care fac kilometri foarte mulți, adică transport, taxiuri, agenți de vânzări și așa mai departe. Deci din perspectivă de mediu, dacă ar fi să o analizăm, ar trebui să fie fix invers bugetul. Mai mult la persoane juridice, mai puțin la persoane fizice. Dar asta este, atenție, asta este o negociere care se poate purta la început de an. Ar trebui să poți muta, dacă nu se folosește buget într-o anumită perioadă, pe o anumită categorie, să-l muți pe alta. Ce mă deranjează foarte tare este că bugetul acesta de la începutul anului, despre care vă spuneam, cu împărțirea inițială, a fost negociat. De cine? De Asociația Importatorilor și Producătorii Auto din România, care au discutat cu instituțiile de stat, cu AFM, cu Ministerul, au negociat acest buget, atenție, și au agreat. Și cineva a venit pe data de 29 august și a zis, mie nu-mi convine negocierea asta, vreau să mai adaug 55 de milioane la bugetul pentru persoane fizice. Înainte de a spune, v-a spus, nu o să vă spun ce cred eu, până când nu am toate dovezile, sunt foarte aproape de a avea toate informațiile, dar nu vă spun acum și nu este important. Mă deranjează că cineva a schimbat regulile în timpul jocului și președintele AFM trebuie să răspundă. Deci, ați văzut propunerile pentru 2023? Vă spuneți părerea în comentarii. Așa mi se pare corect să se întâmple. Dar avem și propuneri pentru 2024. Bineînțeles, repetăm aceleași propuneri pentru 2023. Să poată, la persoane juridice, să se depună dosare peste limita bugetului cu mențiunea dosare fără sursă de finanțare. Se eliberează sursa, se iau dosare care au fost depuse peste buget. Cererea de finanțare să fie disponibilă în același timp și în aceleași condiții pentru toată lumea. Nu mai repetăm lucrul ăsta.
Și am mai adăugat două puncte foarte importante. Eliminarea mașinilor PHEV din programul Rabla Plus. Mașinile plug-in hibrid sunt mașini pe combustie. Nu poate nimeni argumenta, nici jurnaliștii auto care susțin hibrizii, da, evident cointeresați de cei care vând acest tip de mașini. Mașinile plug-in hibrid sunt mașini pe combustie, nu sunt mașini electrice, n-au nicio legătură cu mașinile electrice, nici ca tehnologie, nici ca funcționalitate, nici ca impact și așa mai departe. În plus, datele europene arată că cei care cumpără mașini plug-in hibrid, cu mici excepții, folosesc acele mașini în principal ca mașini hibrid. Deci ar trebui să fie la programul Rabla Classic. De principiu, domnul ministru a fost de acord cu abordarea asta și se va discuta. Deci ce vorbim pentru 2024, sunt importante părerile voastre, pentru că în funcție de ce spuneți și voi, autoritățile vor reacționa. Pentru că trebuie să țină cont și de părerile celor beneficiarilor, pentru că voi sunteți beneficiarii programului. Reducerea primei de casare. Aici a venit o propunere, propunerea a venit de la mine. Dacă vedem că cererea pentru mașini electrice este foarte mare, cererea pentru acest program este foarte mare, este rezonabil să diminuezi, pentru că să diminuezi prima de casare. De la 10.000 de euro să o reduci. Nu știu la ce sumă, la 7.000, la 8.000, la 5.000, la 9.000, nu are importanță, dar principiul acesta este. Pe de o parte, să reduci prima de casare ca să ai, să poți să dai mai multor firme, mai multor persoane juridice șansa de a obține o finanțare de genul ăsta. În același timp se mai întâmplă un lucru pe care mi l-a spus, l-am aflat de la minister, îl știam chiar de anul trecut, s-a discutat lucrul ăsta, că treptat se va muta din bugetul de la Rabla Classic către Rabla Plus, pentru că mașinile pe combustie din 2035, mașinile noi pe combustie, nu se vor mai vinde. Deci nu are sens să muți, să crești bugetul la Rabla Classic din moment ce vor fi din ce în ce mai puține mașini pe combustie. Și atunci se mută de la Rabla Classic la Rabla Plus. Iar la Rabla Plus, cum ar trebui să identificăm această primă de casare? Ei bine, cred că în România se vor vinde anul acesta 15.000 de mașini electrice, să spunem. Putem să ne uităm pe statistici și să vedem. De-a lungul ultimilor, să spunem, 7 ani, 5 ani, 7 ani, am observat că rata de creștere este cam de 100%, adică de la an la an s-a dublat numărul de mașini electrice vândute în România. Putem presupune o dublare și pentru anul 2024, să spunem, 30.000 de mașini electrice. Evident că nu toți vor cumpăra prin programul Rabla Plus, pentru că cumpără și din surse, din fonduri proprii, din alte surse și așa mai departe, și nu toată lumea folosește programul Rabla Plus. Și am putea împărți bugetul disponibil, care va fi acela, bugetul disponibil, la aproximativ 25.000, da? Și atunci am obține o primă de casare ceva mai realistă. Cu cât prima de casare este mai mică, și într-adevăr, întrebarea domnului ministru a fost foarte legitimă. Care este nivelul în care oamenii își pierd interesul pentru mașini electrice? Eu aș spune că nivelul este mult mai jos de 10.000 de euro, da? Poate fi testat și aici voi puteți să vă spuneți părerea. Eu mă gândesc că la o primă de casare, în condiții în care nu este buget, dacă este buget, atunci rămâne la fel. Dar în condiții în care n-ar exista buget suficient, eu spun că o primă de 7.000 de euro ar păstra oarecum același interes pentru programul Rabla Plus și am avea cu cel puțin 30% mai multe mașini electrice pe străzi prin acest program. Spuneți-vă și voi părerea. În plus se mai întâmplă un fenomen. Dacă noi avem niște sume foarte mari în două momente ale anului, adică început de an, în martie și în septembrie, se blochează piața pur și simplu între cele două sesiuni. Adică nimeni nu mai cumpără mașină, spune, ok, pentru 10.000 de euro aștept. Dar dacă prima, să spunem că e 5.000, 7.000, oricum e o valoare mai mică, zicem 7.000 de euro, și vine un producător, da, cum am văzut, de exemplu, pe site-ul Tesla. A venit Tesla la un moment dat și a spus, pentru mașinile din stoc aveți discount 5.000 de euro. Păi ce, ești nebun să mai aștepți încă 6 luni în ideea că poate vei primi 7.000 de la stat? Păi am 5.000 de euro discount acum, o iau acum și nu mai am nevoie de programul Rabla Plus. Oricum s-a întâmplat lucrul ăsta și la suma de 10.000, dar la o sumă de 7.000 vă spun eu că se întâmplă 100%. Adică dealerii, importatorii, vânzătorii de mașini au și o altă pârghie decât să stea pur și simplu așa cu mâinile în sân și să aștepte programul Rabla Plus din septembrie. Deci în loc să ajutăm la accelerarea vânzărilor, s-ar putea să transforme într-o piedică. Și eu vă spun, dacă programul rămâne la 10.000 de euro pe același buget și o să avem 10.000 de vouchere, cred că din momentul ăsta va deveni o frână pentru foarte mulți. Adică vor aștepta cele două sesiuni cu speranța că vorbinde, vor amâna decizia și așa mai departe. Deci trebuie încet, încet să reducem subvenția pentru că bulgările au început să se miște. Adică eu sunt convins că sunt mult mai mulți români, chiar indiferent ce vedeți în comentarii, sunt mult mai mulți români care își doresc mașini electrice. Statisticile arată că peste jumătate din cei care vor să-și cumpere o mașină nouă se gândesc la mașină electrică. Adică am trecut de punctul ăla. Și atunci trebuie să susținem direcția asta, corect, regulamentar, dar cu alte sume. Acestea au fost propunerile, acestea au fost problemele, acestea au fost propunerile. Foarte important ce spuneți în comentarii, o să urmăresc problema, vor fi dezbateri,
Mă bucur că domnul ministru Mircea Fechet a fost deschis la aceste discuții. Este deschis să purtăm discuții, să fiecare parte să-și exprime punctul de vedere în elaborarea bugetului, a planului pentru anul 2024. Deci în egală măsură 2023 este important, cum e și 2024. Și după 2024. E clar că vor fi niște schimbări, dar mi-aș dori ca voi să faceți parte din aceste schimbări și puteți să faceți parte atâta timp cât vă expuneți părerea, o treceți în comentarii. E posibil ca anumite informații de aici să vă fi supărat. Încercați să păstrați un limbaj rezonabil în comentarii, să respirați adânc, că sigur poate ați aflat niște lucruri care nu v-au plăcut și eu am fost în aceeași stare. Și haideți să încercăm să fim constructivi. Îmi place critica atâta timp cât este însoțită întotdeauna de o propunere de îmbunătățire. Ăsta este și motivul pentru care nu m-am oprit în prezentarea pe care am făcut-o la minister doar la probleme. Că asta era foaia cu probleme, da? Asta era foaia și puteam să mă opresc aici. Am trecut și la foaia cu propuneri, atât cât m-a dus pe mine capul, da? Pentru 2023-2024. Și de aici putem să avem o discuție civilizată. Bun. A fost un alt video, diferit față de ce fac în mod normal. Sper să fie de ajutor, să ajute companiile din România, să ajute IMM-urile. Nu vreau să vă spun cât de supărat am fost, că chiar IMM-urile alea pe care toată lumea, de care toată lumea trage și cu impozitare și cu tot, chiar alea au fost lovite. Da? Și IMM-urile au cea mai mare contribuție la bugetul național până la urmă. M-am supărat. Mi-a trecut și acum am trecut în faza de reconstrucție, de găsire de soluții. Așa că vă rog să comentați, să vă spuneți părerea și chiar cred că vom reuși să obținem ceva. Am încredere că vom reuși să obținem niște schimbări care să fie în beneficiu tuturor. Bun, sper că v-a fost de ajutor acest video. Dați share, să afle cât mai multă lume, chiar și cei care sunt interesați de mașini electrice să-și cumpere în viitor. Sunt interesați de această discuție și ar fi bine să participe în comentarii. Sper că v-a plăcut acest material video. Sper că apreciați efortul pe care l-am făcut să duc mai departe problemele voastre și dacă v-ați uitat până la final, eu vă mulțumesc și până data viitoare vă spun numai bine.